Bună seara, sunt Laurențiu Rădulescu și continuăm astăzi campania de redescoperire a țării noastre, România din interior. Mă întreb oare de ce și-a cumpărat prințul Charles al Marii Britanii mai multe proprietăți în România? De ce ar vrea o persoană de calibrul său să se întoarcă în vacanță tocmai în țara noastră? Are tot ce își poate dori un prinț. A văzut toată lumea, poate să-și aleagă orice insulă, orice castel, poate să-și acasă în orice loc exotic și exclusivist din lume. Și cu toate acestea a ales să vină și să revină în Transilvania. Ce a văzut Alteța sa în țara noastră și nu vedem noi? Ce a găsit la noi unic și irepetabil? Astăzi vă propun să vedem România prin ochii străinilor. Dar pentru început vom cunoaște câțiva străini pentru care vacanța în România înseamnă să se trezească în zori ca să mulgă caprele sau să dea cu sapa. Ar fi putut până la urmă să stea la soare cu un cocktail elegant în față oriunde în lume. Au preferat însă să muncească și să se bucure de gustul natural al bucatelor. Hrană cu gust 100% ecologică, neatinsă de pesticide, peisaje de vis, o lume pură, curată, pe cale de dispariție. Povestea unei ferme unicat în România, acum, la din interior. Hai tot, du-te și cheamă-i ca să-l dăm. Mulge în capurile odată. Ora 6, înainte de răsăritul soarelui, ferma Camna, județul Arad. Doi francezi și un american își încep ziua destul de abrupt. Și astăzi vor învăța să mulgă caprele. Profesorul lor este Ionică, un băiat care de la vârsta de 10 ani excelează în mulți. Acum mă duc după capre și le bag aici. Deci, ca să intre, să le băgăm la mulți. Numai Jason însă a înțeles că este de muncă astăzi. Tânărul a venit din însorita Californie ca să învețe cum se trăiește la coada caprei. Bună dimineața! Așa. Așa. O spăl pițițe. Așa. 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 Cum ai dat la Jason să mulgi? Hai, Jason. Mulgi acolo. Nu știe el prea bine, dar îl învață. Dar... That's good stuff. Wow, organic goat milk. Nothing like that in the morning. Oh yeah. Jason a ajuns la ferma din Camna după ce a descoperit pe internet un mod neobișnuit de a călători în țări străine. Cei care vor să experimenteze pe propria lor piele cum trăiau și se hrăneau strămoșii noștri pot să ajungă în locuri neatinse de civilizație. Primesc cazare și masă în gospodării tradiționale. În schimb, trebuie să muncească alături de gazde. The first big job was to collect all the hay from the field before using this before the rain, because once the rain comes, it gets a little soggy and wet, so that was more urgent. And then I worked in the garden, harvesting and also creating two big compost piles. And then since maybe last week, I focused mostly in the orchard, taking care of the trees. Romania. It was always just kind of this amazing big place that I've wanted to see. To tell you the truth, I didn't know a lot, and that's kind of what drew me to it. But what I did know is that it's a place that has lots of big undeveloped areas that I think in my mind have a lot of potential and like for agriculture development. Jason? Hello. Jason este student în America în domeniul protecției mediului și în cele 3 săptămâni de vacanță vrea să se convingă că există soluții viabile pentru o agricultură ecologică. România este pentru el ultimul rai. In the US, they're just uncovering problem after problem, like using up all our water, too many chemicals in the food, hormones, unsustainable practices, and so coming here is a chance to it's kind of like, it's almost like an experiment. It really is an experiment with new forms of agriculture. You dig a hole here and it's a well, and there's groundwater and it's good. And then there's forest, lots of forest. You can heat the whole house using wood during the winter. And you have space and the soil's good and you get rain, and I've never had better goat cheese.
Never had better goat cheese. And it's, I don't know, like the peaches, everything's fresh. I think that freshness is really the main thing that I find here, that I love in the food. Ionica nu înțelege o iotă din ce vorbește americanul. Se miră însă de entuziasmul străinilor atunci când îi pune la sapă, l-a adunat fânul sau îi trimite după capre. În sfârșit, lucrează cineva pentru el. Răsfățații au dat de greu. Nu, mana, că nu pot mă înțelege cu el să vorbesc așa cum... Prin semn, îi spun, Jason, aia sau... Atunci ce nu știa, îi spuneam, cu lopata, cu furca, cu roaba, îmi era tare, la roabă, spun, cum vorbea el, a, ce e asta? Yes. Și atunci îi dădeam roaba, îi dădeam furca și îl puneam, că era gunoi, că trebuia ceva gunoi, apă sau din asta. Mă ajute la apă, dacă îi spun, Jason, să ducem, iarăt, cu gălețele, la capra. Capra? Yes.